bateria nu e full, atunci nu avem tot Sky. Da. Bine v-am găsit la un nou episod, un episod destul de special într-o mașină destul de specială și unică, zic eu. E vorba despre un Golf 6 cu o motorizare unică. Nu știu dacă mai există în lume sau dacă mai există, cel puțin eu nu am auzit până acum. Suntem alături de Marc. Salut, Marc. Salut. Și vreau să ne dai câteva detalii despre mașina asta, ce fel de mașină e, ce motorizare are, pentru ce e folosită. Da, asta e un Golf 6 care a fost pregătit pentru circuit. Da, mașina a ajuns din Anglia și noi am schimbat motorizarea. Da. Acum este o mașină full electric. Are un motor Tesla în față. Da, și o baterie de Chevrolet Volt. Mașina este gândită pentru VTM. Deci pentru circuit, pentru alergat, pentru... Pentru un circuit mai scurt, adică să zic că e gândit să poate să meargă până în 20 de minute, cam așa, zic, maxim. Deci autonomia oricum e mică, pentru că merge în străzi destul de mare, da, mașina. Ar putea să, ai putea să mergi 80 km cu mașina asta, dar n-ai cum să mergi încet cu mașina asta, adică... Ai de ce putere dezvoltă în cai putere? Teoretic trebuie să ajungem până în 300 de cai și momentan suntem un pic peste jumate, așa, 150 spre 200. Facem încă niște probe și o să... Avem, ce vreau să zic, muncim la torque control, da? Uh-huh. Avem prea mult cuplu la pornire și trebuie... Trebuie să regulăm cuplul ăsta și odată că controlăm cuplul, o să ajungem și la putere mai mare. Am înțeles. Mașina, bănesc că a fost modificată să fie mai ușoară și spațiul sau, nu știu, s-a renunțat la diferite chestii, așa a venit din Anglia sau s-a modificat voile aia? Cum a venit în Anglia, așa, așa a rămas, adică cum a fost echipată mașina, așa a rămas. Noi doar am schimbat motorizarea și am adăugat o baterie. Bine, și tot ce trebuie legat de partea electrică, încărcător, convertizor pentru baterie 12V, am adăugat și o pompă de vid, o sirenă. Asta să mai sperie lumea când își scrie. Păi bine, mașina e ilegală teoretic, nu? Adică e doar pentru curse, n-ai voie pe drumuri publice, ca să zicem așa. Da, și fiindcă nu se aude, am fost nevoit să adăugam o sirenă, da. Oamenii se speriau. Bănuiesc că la bază mașina e un GT, luându-ne după volan și schimbător. Da. O versiune aniversară, ceva de genul. Da, 25 de ani sau 35, nu mai știu. 35, cred. Da. Cineva m-a întrebat să ieși în clipul cu Loganul. Cum faci să o dai în reverse și în drive? Știi ce am foarte simplu. Uite, aici avem R, care e poziția rocket. Și S, pentru mers în spate, da? Da. Așa e. Atunci. Nu, dar la Logan parcă ai pe alea două butoane. Am două butoane ca așa, da? Unul roșu, unul verde, unul, da, pentru forward și unul pentru... Butonul ăsta de aici e contactul, bănuiesc, în cazul asta în care nu se pânești. Ăsta e contact la partea electronică și ăsta e start button. Și acum e pornită? Da, acum e pornită, da. Ce ciudat, ce să nu-ți nimic. Bun, și aici văd că ai un display mai mare decât la Logan. Ce informații găsim aici? Văd că ai GPS speed, da? Ai o grămadă de chestii. Da, avem GPS. State of charge, chiar nu e actualizat. Avem tensiune totală, da? Bateriile, cea mai încărcată, cea mai descărcată. Da. Rezistență internă, cea mai mare, cea mai mică. Da. Sunt 8 senzori de temperatură în mașină. 4 din ei sunt afișați aici. Da, făcut o greșeală. Oricum vă care mai multe informații. Cât să amper trec? Minim, maxim. Iar discharge current limit, charge current limit, tensiune la baterie 12V, state of yield, s-ar putea adăuga și încă niște informații. Da, oricum, ideea e că mașina mergând în stres foarte mult, ai nevoie de cât mai multe informații în timp real să știi în cazul în care intervine ceva. Da, ce interesant este cât să amper trec, adică sunt scos din bateria, să știm aproape câți kilowatts deja avem din bateria, aproximativ cât dăm motorul. Și monitorizăm temperatura la baterie, să nu avem niciun fel de problemă, și tensiunea pe celulă. Mașina acum ce greutate are? Vreo 1200 kg parcă? Da, l-am cântărit, spun o greșeală, dacă are 1260 și așa ceva. Oricum, caroseria asta la bază e foarte ușoară, plus că asta a fost ușurată la maxim, adică uite și aici la ușă e... S-ar putea ușura și mai mult. Probabil, da.
Deci mașina s-a venit cu motor de benzină, voi l-ați dat jos și la concept cam cât vă luați să-l schimbați sau nu știu. În timp? Da, să puneți fur electric. De fapt, cam munca efectivă durează cam o lună, două luni să zic așa. Dar fiind prima, am fost nevoit să facem niște probe și nu am făcut experiență pe mașina asta. Adică a fost și un experiment la început. Da, da, da. Partea electronică a fost de a pilota un motor de Tesla, e destul de greu. Și asta ne-a luat foarte mult timp. Și de ce ai ales motorul de Tesla? Ai avut nevoie de mai multe putere sau? Bun, erau mai multe variante și cred că motorul de Tesla e foarte potrivit, că e micuț. Este motorul mic de la Tesla, nu e motorul mare, că nu încape altfel. Da. Și nu, e un motor care suportă suprasarcină, e cu diferențiale, cu tot. Adică e pus la punct, n-ai nicio problemă. Da, 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 da. Păi și vorbește-ne puțin despre tot ce faceți voi cu conversa și cu asta, pentru că multă lume n-a înțeles la primul video și era foarte intrigată. Adică, da. De exemplu, uite, vine cu mașină benzină, ce presupune schimbarea asta? Luăm o mașină, scoatem motorul, punem un motor electric, unde a fost motorul termic, sau în cazul nostru, ce am scos tot, inclusiv cutia. Dacă e cazul, dacă rămâne cutia, e destul de simplu, adică da. Doar îl cuplam, atât. Dacă scotem și cutia, trebuie să adaptăm planetarele cu diferențialul pe care motorul. Bun, deci dacă mașina vine pe benzină, se renunță la motor, tot ce înseamnă anexe motor, tot ce înseamnă termic. Da, da. Și se trece la... Și cât durează, de exemplu, să zicem că vine cineva cu un Logan sau ca o vară, o mașină taxi? Noi muncim la un concept pe Logan. Aș dori să reușim să modificăm o mașină în două zile. În două zile dat da. Jos motorul și tot? Da, da. Bine, având în vedere că sunt câte Loganuri aveți, 3 Loganuri electrice parcă? Da, da. Aveți bine. Experiență și știți cam... Asta e un proiectul mai mare, înseamnă că avem deja un pack de baterii deja asamblat, avem toată partea de tracțiune deja gata. Adică înseamnă muncă înainte, dar de când intră mașina în serviciu și iese, vrea să fie un maxim de două zile. Și am înțeles. Cred că se poate, adică nu e utopic. Și am văzut că multă lume a întrebat dacă un Logan de genul pe care l-ai tu, pe care l-am pus în video, este de vânzare. Fix făcut de gata, adică cu... Momentan singur care aș avea de vânzare e asta, dar aștept următorul, adică încerc să strâng 10 comenzi să mă apuc chiar de a face Loganuri electrice. Și nu, n-am niciun Logan de vânzare momentan. Am înțeles, da, probabil erau unii care vreau să-l ia deja rulat și... Na. Da. Sper că să ajungem la asta. Și multă lume la fel zicea că li se pare scump sau asta. Din ce e compus, să zicem, prețul ăla de, adică bateriile și tot, cam cât te costă pe tine? 70% sunt bateriile. 20% restul. Bine, 60-70% bateriile, 20% zicem motorul și ce rămâne lângă și după munca noastră. Da, ceea ce oricum e puțin 10%. Da, da, e foarte puțin. Adică eu sunt de părere că momentan nu sunt suficiente mașini de genul ăsta, dar și când o să fie, cât sunt în România care fac chestia asta? Conversii cel puțin prea, cred că faci. Prea puțin. Sau prea puțin. Persoane care lucrează cu mașini hibrid sau electric. Sunt că... Bine. Sunt apasionat, sunt, dar mai puțin de 10, sigur. Și mașina asta în cursele unde participă, cum se clasează? Adică se descurcă bine? Sunt doar mașini electrice în cursele respective? Acum va începe sezonul, va fi primul sezon unde va participa cu celălalt și o să vedem cum se descurcă pilotul și cum va fi, ce reușim să scoatem din mașina asta. Da, oricum e ceva, adică, da, în urmă, e un motor de Tesla, da. Pe o caroserie destul de mică, pe o mașină destul de comună. Da. Iar ce mai greu este asta, să avem un torque control. Adică asupra cuplului. Mm-hmm. E problema la mașina electrică, adică e o problemă. Are prea mult cuplu și trebuie să... Îl ții cumva sub control, da. Și aici tot se face din soft. Adică bănuiesc că la plecare de pe loc care nu prea are aderență, pierde aderența. Da, trebuie să intră în soft lui și tot parametrele sunt aici. Am înțeles, deci are cum ar veni un... Da, și aici uite că-s parametrii, am... Ai boost, ai tot. Umblu la asta, da, alunecare, frecvență, max... Și asta a fost cu început de voi de la zero sau? Nu, asta a fost un parteneriat cu cineva din Irlanda.
care chiar a venit în țară și e muncit împreună aici. E destul. Mamă, dar chiar că ai toate informațiile despre așa, update și parametri și... Da. Și tot se face aici. Da, e bine că ai o grămadă de informații aici. Da. Charger, safety, asta e gen... Asta sunt rele din spate. Mm-hmm. Și ai ideea că să ajungi la mașina asta la o viteză maximă, îți permite să ajungi la o viteză maximă? Din calculul trebuie să ajungem la 200 la oră, dar trebuie să merg pe circuit pentru asta. Adică să am unde, aici nu am cum. Trebuie să urmează să ajungem pe un circuit. Oricum se vede că mașina e concepută strict pentru chestia asta. Da. Adică, nu știu, și asta ar trebui să fie frână? Nu cred. Da, e strict cum repartizezi frână, știi, față și spate. Mm-hmm. Iar ăsta? Pentru sistem de, în caz de incendiu. Da, am înțeles, deci trebuie să... niște strupitori aici pe asta. Da, e bine că uite s-au gândit și la chestia aia, că bănuiesc că bateriile se pot supraîncălzi. Nu e legat de la baterie, asta era deja original pe mașina de raliu, pe VTM, o să trebuie și un extintor, să trebuie mai mult. Da, oricum, scaune Recaro, acolo e tamai motorul, mașina e concepută pentru așa ceva, aici la fel s-a renunțat la tot ce mai avea. Torpedo la fel, văd că e ceva acolo, care... Asta e OBD2 care comunică cu display-ul, da? Uh-huh. Luăm informațiile de la BMS și îi trimitem aici. Aici avem un fan noastră pentru a programa și cam atât. Adică e o mașină simplă, să poți să umbli în ea destul de ușor. Da. Și cel mai mare avantaj al ei, bănuiesc că zici că este electrică. Da. Am văzut că nu-ți măsoară viteza, cred. Da. Aici nu m-a întrebat de tine, da. Aici avem servo frână, da? Așa o activam. Uh-huh. Și aveam o pompă de ulei suplimentară pentru motorul, pentru a răci motorul. Și se pornește aici. Și aici avem alarmă, dacă vrei să stai cu ambele mâini pe volan. La aici, în continuu. Mhm. Ah, ca să fii auzit, cum da, se zice. Am înțeles, da. Da, e bine că te gândi. Poate fi periculos. Bine, oricum pe străzile publice nu se iese cu ea, adică da. Aici cel puțin e stradă privată, oarecum da. Nu se merge cu ea. Și cum ți se pare la plecare, că bănuiesc că ai conusul sau la... Trebuie să plecăm, nu, cu ea? Da, da. Da. Să vedem. Nu știu dacă din auto se simte ceva. Dacă nu, o să facem gine afară. Deci acum e pornită, da? Bine, e foarte zgomotos, nu știu dacă se simte ceva. Deci îți arată și viteza acolo. Ai 10 la oră acum. Da, nu știu dacă va prinde în timp real cât o să avem. Bateria nu e full, atunci nu avem tot Sky. Da. Da, păi cam asta ar fi video, dați-vă și cu părerea despre Golful ăsta, cum mi se pare, mie mi se pare rapid și momentan ai zis că nu e la maxim dus. Și lăsați comentarii pentru Marc și la fel, o să-ți las site-ul și dacă mai vrei tu ceva să spui cu privire la cu ce te ocupi sau astea. Nu? Poftim? Dacă vrei să mai ieși ceva cu privire la ce te ocupi tu sau dacă cred e mai curioasă. Tot, ai spus tot și se găsește informații pe internet, pe evishop.io. Deci vă las eu toate cele în descriere. Salut!